Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Îndurerată familie și iubiți frați creștini, acum exact 100 de ani, în Rusia și mai apoi în toate țările din lagărul comunist, a început o adevărată campanie de exterminare a lui Dumnezeu din conștiințele oamenilor. Așa se face că în fața unei mari mulțimi de oameni, un comisar al poporului, însărcinat cu propaganda, le vorbea celor prezenți despre faptul că a sosit momentul ca ei, ca exponenți ai omului nou materialist, să renunțe la, zicea el, superstițiile religiei creștine și să îmbrățișeze noua doctrină materialistă. Închipuiți-vă că argumentele sale aveau în primul rând la bază forța politică pe care o reprezenta. Și i-a invitat pe ascultătorii săi să-l contrazică, zicea el, dacă au un argument serios. El este de înțeles cât de puțin aveau curajul să aibă o opțiune și o opinie contrară opiniei sistemului. Și cu toate acestea, un tânăr preot cu barbă din mulțime a ridicat mâna și a spus: vreau să zic și eu câteva cuvinte. Fii scurt, i-a replicat-o politrucul. Voi fi foarte scurt, a zis părintele nostru. S-a urcat pe această scenă improvizată și a rotit ochii peste mulțime și a strigat: Hristos a înviat. Tot poporul a răspuns: adevărat, a înviat. Mulțumesc, a zis preotul, atât am avut de spus. Iubiți frați creștini, întreaga noastră viață se bazează pe credința în învierea lui Hristos. Zicea Sfântul Apostol Pavel că dacă Hristos n-ar fi murit și n-ar fi înviat, zadarnic ar fi credința noastră, zadarnică și propovăduirea noastră. Și aș completa spunând, zadarnic ar fi și prezența noastră aici. Dar zice același apostol, noi știm că Hristos a înviat începătură sau, într-o traducere mai arhaică, pârgă a învierii noastre făcându-se. Știți ce este pârga? Este primul fruct care se coace într-un pom. Este garanția că toate celelalte fructe se vor coace. Așa și Hristos este numit pârga sau garanția învierii noastre. Și învierea lui Hristos ne obligă ca în prezența morții, pe lângă tristețea firească ce ne marchează, să fim optimiști. Pentru că doar învierea lui Hristos e cea care ne permite să ne justificăm și să avem o viziune infinită și veșnică asupra vieții noastre. Pentru că dacă totul s-ar termina la mormânt, ar trebui să fim teribil de triști în orice clipă a existenței noastre. Pentru că nu ne-am deosebit fără aceste aspirații superioare spre veșnicie, nu ne-am deosebit de celelalte creaturi. Doar prin calitatea hranei, a adăpostului și alte aspecte minore, materiale ale existenței noastre. Să știți, dragii mei, că suntem aici pentru cel puțin trei motive. Primul motiv este marcat de sublimul sentiment al dragostei creștine de a te ruga pentru cel care nu se mai poate ruga pentru el. De a ajuta pe cel care nu se mai poate ajuta. Zicea marele gânditor Dostoievski, prin gura unui personaj de-al său, starețul Zosima din frații Karamazov, acesta îi zicea discipolului său Alioșa: învață-te, fătul meu, zicea el, ca prima rugăciune pe care o rostești seara să fie: Doamne, ai milă de toți cei care s-au înfățișat astăzi înaintea. Pentru că, zice el, sufletul se îndreaptă către Dumnezeu și are, datorită conștiinței sale, de data aceasta foarte limpede, are teamă să se înfățișeze înaintea Creatorului, cunoscându-și viața sa. Și dintr-o dată va simți ajutorul rugăciunilor tale. Și Dumnezeu, zice el, va privi cu drag și la el, cel pentru care te rogi, dar și la tine, cel care te rogi. Și poate
îl va mântui tocmai datorită rugăciunilor tale. De aceea suntem aici ca să spunem cu toții, Doamne, ai milă de robul tău, Mircea Petru, care astăzi se înfățișează înaintea ta. Al doilea motiv este legat de același sublim sentiment al dragostei, de data aceasta dragoste îndreptată înspre cei care rămân. Vedeți dumneavoastră, venim în lume extrem de empatici, extrem de sensibili. Cu acest senzor al empatiei, copilul mic, când își vede mama tristă, începe să plângă. Nu știe de ce. Doar că această permeabilitate emoțională extraordinară îi permite să preia din trăirile mamei. Suntem și aici, deși lumea în care trăim este marcată destul de des de insensibilitate și suntem întorși înspre noi înșine, înspre nevoile noastre. Totuși, în astfel de momente, e important să ne regăsim cu adevărat sistemul nostru emoțional. Pentru că dacă din punct de vedere biologic ne împlinim în noi înșine, din punct de vedere emoțional, e nevoie ca sistemul nostru să se interacționeze cu ceilalți. Și atunci când suntem bucuroși, să avem cui să împărtășim bucuria, pentru ca ea să se dubleze. Și atunci când suntem triști, să avem cui să împărtășim tristețea, pentru ca aceasta să se înjumătățească. Și de aceea suntem aici, iubiți frați creștini, ca să înjumătățim durerea celor care astăzi suferă. Iar al treilea motiv este, dacă vreți, unul personal al fiecăruia dintre noi. Un moment și un prilej de învățare. Pentru că orice experiență, până la urmă, se transformă într-o oportunitate de învățare. Atunci când vorbim de viața noastră, de ceea ce ni se întâmplă, esențial este să nu luăm fenomenul și experiența ca atare simplu, ci să o transformăm într-o situație de învățare. Și de aceea, ori de câte ori suntem în prezența unui semen de al nostru care pleacă în veșnicie, nu facem altceva decât să mai învățăm puțin câte puțin cum să murim cu adevărat. Adu-ți aminte de moarte, ziceau Sfinții Părinți, nu vei greși niciodată. Păstrează moartea în minte și ea se va transforma în nemurire. Cred că nu greșesc dacă spun că omului modern îi lipsește senzorul morții. Omul modern trăiește în afara conștiinței morții. Și o să ziceți, cum? Doar știm că vom muri. E adevărat. Însă e o diferență între a ști și a fi conștient. A conștientiza moartea înseamnă a-ți conștientiza propria moarte. Și e un foarte bun exercițiu spiritual pentru oricare dintre noi să ne imaginăm pe catafalcă. Să ne imaginăm propria noastră moarte. Pentru că în acest fel vom putea să avem adevărata viziune și adevărata ierarhie a valorilor care ne marchează viețile noastre. Dacă vrem să dăm valoare și calitate vieții noastre, e important să ne interpretăm din această perspectivă a catafalcului. Imaginându-ne acolo, poate ne vom vedea meschinăriile, slăbiciunile, neputințele, interesele mărunte, cărora le dăm de multe ori mai multă importanță decât ar trebui să dăm cu adevărat importanță lucrurilor fundamentale ale acestei vieți. Se spune că un tânăr se plimba pe malul unui râu și a vrut să-și spele fața în apa limpede a râului. Și când s-a plecat să ia apă în palmele sale, a văzut deasupra sa chipul morții oglindindu-se în apă. Și teribil de speriat s-a ridicat și a certat moartea și a zis, dar de ce ai venit după mine, că sunt încă tânăr și vreau să trăiesc? Fii liniștit, i-a zis moartea, voi veni după tine abia după ce îți voi trimite mai multe semnale. Anii au trecut, tânărul nostru s-a maturizat, a ajuns la vârsta înțelepciunii și plimbându-se
Prin același loc, ca în tinerețe, scena s-a repetat. Chipul morții era din nou oglindit în apă. Și la fel de speriat ca în tinerețe, a certat moartea și i-a zis: dar mi-ai promis că o să-mi trimiți semnale și nu mi le-ai trimis. E bine, dragul meu, atunci când ți-au apărut primele fire albe la tâmple, erau primele semne pe care ți le-am trimis. Atunci când ți-au apărut primele riduri în jurul ochilor, erau alte semne pe care ți le-am trimis. Atunci când, urcând câteva scări, nu mai erai la fel de sprinten ca altă dată, erau alte și alte semne pe care ți le-am trimis. Iubiți frați creștini, iată cum gândul la moarte, meditația asupra morții noastre, departe de a ne înspăimânta, devine un exercițiu spiritual prin care adăugăm valoare și calitate vieților noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.